Dintr-un studiu efectuat de către o companie de cercetare, reiese că România se află pe locul 2 în ceea ce privește nivelul economiei subterane ca valoare absolută în Europa de Est, cu aproape 40 de miliarde euro în 2013, imediat după Polonia, unde economia subterană se ridică la 95 miliarde euro. Aceasta înseamnă că bugetul pierde 22 de miliarde de euro pe an din taxe, contribuții sociale, impozit pe venit și TVA neplătite. Ca proporție în PIB a economiei subterane, cu 28%, România se află după Bulgaria și la egalitate cu țări precum Croația, Lituania sau Estonia. Cel mai mic procent al economiei subterane se înregistrează în Austria, de aproape 8%. Odată cu criza, după 2008, economia subterană din România a scăzut în valoare, de la 41 miliarde euro până la un minim de 34 miliarde euro în 2009. Dar aceasta s-a datorat doar scăderii bruște a PIB-ului, de la 139 miliarde euro la 117 miliarde euro în 2009. Ponderea a rămas neschimbată, la circa 28%. Specialiștii apreciază că munca la negru înseamnă circa 2/3 din economia subterană. Aceasta include salarii nedeclarate pentru a evita plata taxelor și a contribuțiilor sociale. Cealaltă treime provine din nedeclararea veniturilor, mai ales în magazine și baruri. Ne întrebăm în ce domenii înflorește evaziunea fiscală. Producția, construcțiile, comerțul angro și retailul sunt domeniile în care economia subterană atinge cel mai înalt nivel în țările din Europa. Printre factorii care conduc la creșterea economiei nefiscalizate sunt subraportarea veniturilor, mai ales în domeniul construcțiilor, în special când este vorba de subcontractări. Totodată, munca la negru este un factor determinant în avansul pe care acest fenomen îl are în Europa. În plus, micile tranzacții precum plata unei călătorii cu taxiul, o noapte la un hotel sau o masă rapidă, determină creșterea evaziunii fiscale. În fiecare dintre aceste cazuri, întreprinzătorii mici și mijlocii, în special, sunt predispuși să achite în numerar, evitând astfel plata taxelor. Sunt Silviu Calotă și cert este că pentru diminuarea economiei subterane, nu apelăm la mineri.